lasă în fel, deoarece nu avem un timp și trebuie să găsim soluții cât mai rapide și cât mai eficiente. Și nu o să mă lungesc cu asta, o să prezint câteva situații care mi s-au părut amuzante din viața mea la hectoane. Prima dintre ele, trebuia să construim un coș de gunoi inteligent cu copii care sorta singur. Copiii au reușit să facă asta, tot au mers super, doar că dimineața prezentării n-am mai mers nimic. Și mulți dintre voi știți că se întâmplă chestia asta. Așa că, pur și simplu, am decis să conectăm un telefon prin Bluetooth la coșul de gunoi și trimiteam comenzi cu unde se trimită materialul. Dar toată lumea credea că ele sunt sortate în mod automat. Și oarecum chestia asta a mers și au câștigat pentru că tehnologia era deja făcută. O altă aplicație interesantă a fost că a trebuit să dezvoltăm ceva care detecta focul. Făceai poze la un incendiu și avertiza pe toți din zonă. Doar că atunci nu aveam prea multă experiență cu codul, cum probabil unii dintre voi nu aveți de aici, și a trebuit să găsim ceva super bun și super rapid. Și pentru că nu știam să facem transmisie de date, pur și simplu am dat din input la Google Drive pe telefon și se sincroniza calculatorul, care era serverul cu telefonul când se făceau poze. Și toată lumea credea că, mamă, că de pedres, când se trimit pozele și așa mai departe. Și chestia asta a funcționat. Un alt workaround pe care l-am găsit, în perioada în care nu știam să dezvolt aplicația Android, a fost să folosesc MIT App Inventor, unde îți face aplicațiile cu drag and drop efectiv și am economisit o groază de timp și am putut să folosim pentru prezentare. Și asta e o chestie super utilă, pentru că n-are rost să-ți pierzi timpul cu a învăța, nu știu, anumite detalii care nu o să-ți trebuiască mai departe, de exemplu. Și un lucru foarte important la hackathon-e e să optimizezi timpul și energia și pentru asta trebuie să vă cunoașteți foarte bine între voi, pentru a ști ce vă place să faceți, ce vreți să faceți și a organiza task-urile super, super bine. Evitați să fiți plictisiți, dacă v-ați plictisit, schimbați, ieșiți afară la o glumă, la o chestie de genul ăsta, schimbați task-urile între voi. Ideea e că dacă lucrați fericit, sunteți mult, mult mai veseli. Și o chestie foarte importantă la care țin foarte mult e să nu modificați chestii dimineața prezentării. Pentru că e foarte probabil să vă crape absolut tot și nu o să mai aveți un tempo. Și asta se întâmplă super, super des. Și cel mai important aspect, din punctul meu de vedere la un hackathon, este să faceți show-ul. Ok, ați avut o idee, a fost prezentată ok, am văzut idei bune cu algoritm demențial la care s-a muncit toată noaptea, care au fost prezentate groaznic și au pierdut. La fel cum am văzut cele mai mainstream idei și reinventarea roții, prezentată într-un mod demențial și au câștigat. Adică dacă e nevoie, nu știu, să vă aduceți părinții, bunicii aici, pe post de... Ba, n-am. Dacă au un rol în prezentare, voastră faceți. Dacă e nevoie să faceți orice... În general, faceți orice trebuie pentru a face o prezentare cu omul. Pentru că o să fie 28 de echipe pe care jurile v-ați juriza. Care credeți că sunt șansele să fiți ținuți minte? Mie mi se pare că sunt foarte mici. Adică trebuie să vă afirmați într-un fel dacă vreți să aveți șanse la câștiga premiul. Pentru că sunt oameni și oameni mici. Și cel mai important, să aveți super mare grijă la timp. Prezentarea durează 3 minute, ceea ce e destul de puțin timp. Dar asta trebuie să vă axați și să vă folosiți foarte mult de cea de-a doua parte, care e secțiunea de Q&A. Și la secțiunea de Q&A mai aveți încă 2 minute și timpul ăla puteți să-l folosiți în favoarea voastră. Nu vă pierdeți timpul cu detalii, în prezentare, lăsați jurul să întrebe, pentru că va întreba în principal. Și nu vă pierdeți timpul cu a face pagini de login, pagini de register, a lucra cu baze de date și așa mai departe. N-are rost, e pierdere de timp să faci asta la hackathon. Ai contează inovația și contează să faceți ceva nou, nu să reinventați roata acolo. Axați-vă să lucrați cât mai rapid posibil și să faceți cât mai mult bootstrap. Și cam asta e prezentarea, vă mulțumesc mult și hai să ne distrăm.